Ziua de Dragobete, omologul autohton al Sfântului Valentin, nu a trecut neobservată pentru pășcăneni. Un liceu din Pașcani și Casa de Cultură din oraș au organizat un spectacol folcloric de zile mari. Un frumos spectacol folcloric a avut loc la Casa de Cultură din Pașcani în după-amiaza zilei de duminică. Chiar dacă publicul nu a fost numeros, în jur de 100 de persoane, cele trei grupuri folclorice din Lunga, Pașcani și Tătăruși au arătat maestria între ale dansului și cântecului. La spectacolul, care a durat mai bine de o oră, intrarea a fost liberă. Și pentru această primă ediție, spun această primă ediție pentru că ne-am dorit ca aceasta să se perpetueze în timp, ne-am gândit să invităm două zone folclorice bogate, zone în care încă mai există oameni de suflet, care continuă să adune și continuă să îndrume tinerii în acest spirit al poporului român. După spectacol, cei prezenți au admirat și achiziționat mărțișoare handmade, făcute de câțiva pășcăneni pasionați de această artă. Prețurile pornesc de la un leu, iar micii producători pot fi găsiți în holul Instituției de Cultură până pe data de 8 martie. Una dintre tradițiile zilei de Dragobete este că cei care se sărută astăzi sunt meniți să rămână împreună tot restul anului. Semnificația zilei de 24 februarie este precizată și de muzeograful Dana Calistru, directorul Casei de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani. În calendarul popular românesc, la 24 februarie, se sărbătorea Dragobetele. Dragobetele, fiul al babei Doria, era închipuit ca un băiat tânăr, chipeș și foarte iubăreț. În această zi, în lumea satului românesc, fetele și băieții, deci tinerii, se sculau de dimineață, se îmbrăcau în costume de sărbătoare și ieșeau la marginea satului, eventual pe dealurile din împrejurimi, unde culegeau flori de primăvară și urzici, iar băieții adunau vreascuri cu care aprindeau focul. Era Dragobetele, de fapt și de drept, este Cupidonul românesc. Bal cu probe inedite a avut loc și vineri la Colegiul CFE Unirea din Pașcani. 5 perechi s-au întrecut în probele pregătite de organizatori. Carul cu zestre și prezentarea ei au fost cele mai apreciate probe, unde concurenții au trebuit să reprezinte un sat din municipiu. Astăzi la Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea am organizat balul de Dragobete. Acest eveniment a avut loc în cantina școlii, unde au participat elevi de clasa 9. Au participat 5 perechi. Probele au fost următoarele: carul cu zestre, prima probă, unde au trebuit să reprezinte un sat, a doua probă, e în tendință, unde a fost defilare, a treia probă, zicere de tot, a patra probă, karaoke cu melodii din anii 80, iar a cincea probă, caleașca din poveste. Materialul video poate fi vizionat pe platforma online www.bittv.info.